Handbalistele Clubului Sportiv Minaur au început anul 2017 cu o deplasare la Sepsisic Sfântu Gheorghe. În partida programată în etapa a 10-a a Diviziei A, fetele antrenate de Simona Maior Pașca și Ioana Marta au obținut o victorie la scor. Minaur s-a impus cu 44-25, după ce la pauză avea un avantaj de 10 goluri, scor 20-10. Partida a fost echilibrată doar în primele 15 minute, în care cele două echipe au mers de la egal la egal. De la scorul de 8-8, Minaur a marcat 12 goluri până la finalul reprizei, în timp ce gazdele au punctat doar de două ori. Băimărencele s-au desprins astfel decisiv pe tabelă și au încheiat prima parte a jocului cu un avantaj de 10 goluri. În repriza secundă, formația din Sfântu Gheorghe nu a mai reușit să revină în meci, în timp ce Minaur și-a mărit treptat avantajul. În final, Băimărencele s-au impus la o diferență de 19 goluri și încep astfel excelent anul 2017. Cea mai bună marcatoare a meciului a fost Andriana Naumenko cu 9 reușite. În urma acestei victorii, Minaur se menține pe poziția a doua a clasamentului, la egalitate de puncte cu liderul Mureșul Târgu Mureș. În a doua partidă din 2017, prima pe teren propriu din acest an, CS Minaur va întâlni echipa CSU Vest Timișoara. Meciul va avea loc în data de 17 ianuarie.